Turiștii care vor ajunge pe litoralul românesc vor avea din acest an șansa să efectueze scufundări în partea de vest a Mării Negre, unde arheologii au identificat vestigii culturale impresionante. Pentru explorarea acestora s-au pus bazele unui proiect transfrontalier România-Bulgaria. Este o noutate pentru noi, pentru că, iată, avem prilejul de a folosi fonduri europene în cadrul unui proiect european pentru identificarea acestor obiective. Celor care sunt interesați de un turism de aventură, l-am mai numit noi, scufundări care au ca scop vizitarea unor astfel de situri. Siturile și navele scufundate în Marea Neagră vor putea fi cercetate la fața locului și ulterior valorificate. Unul dintre aspectele proiectului este acela de valorificare a acestor obiective. Ideea este foarte bună, oricum, văd că s-au dezvoltat foarte bine stațiunile. O idee foarte bună, mi se pare, mai ales pentru copii. În prezent, turiștii pot efectua scufundări contra cost, fără posibilitatea de a vedea toată coasta de vest a Mării Negre. Scufundarea propriu-zisă durează undeva la 20-30 de minute, depinde de fiecare. Costă 1.200.000, adică 120 de lei. În preț intră echipamentul, partea de instruire și însoțitorul. Proiectul de colaborare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 va lua startul chiar în acest sezon.